Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Dacă nu lucram la radio, mi-ar fi plăcut să fiu cercetător britanic. Sau clar, cercetător de-asta care face chestii. Da. Neașteptate, ciudate. Frate, britanic e cel mai tare. Britanic, da. Și să iau premiul Ig Nobel. Tocmai s-au acordat premiile Ig Nobel, care, știți, cred deja că fiecare am vorbit despre asta, sunt premii ironice pentru cercetări științifice serioase asupra unor chestiuni surprinzătoare. Deci se strâng cercetătorii. Un fel de zmeura de aur. Da. Că și aia filmul fac serios, săraci. Cred că da. Dar oamenii fac, adică cercetătorii fac cercetări serioase asupra unor subiecte care sunt totalmente surprinzătoare. S-au dat așa. Deci, premiul Ig Nobel pentru economie cercetătorului Pavlo Blavatsky. Le mai zic și numele? Da. Zile, da, păi, da. Să-i cunoască lumea. Bun. Să-i cunoască toată țara. Deci, cercetătorul Pavlo Blavatsky a descoperit că există o legătură între gradul de corupție dintr-o țară și obezitatea politicienilor săi. Bravo. Ceea ce mi se pare, de ce nu ne-am gândit la asta până acum? Eu cred că e valabil peste tot. De unde e Pavlo ăsta? Nu știu de unde e Pavlo. Dar cred că a văzut multe la viața lui. Da. Vezi, voi îl mai țineți minte pe Adrian Severin? În anii 90? Da. Care a fost ministru de externe și căruia îi se spunea Rostogol. Păi, nu degeaba. Și când au venit minerii, când a căzut guvernul roman, la mineria, dar din 92, cred că, nu, sper să nu mă înșel, septembrie... La o mineriadă. Mineriada aia, septembrie 91, așa e, că 92 a venit, a fost alegeri. Deci, au fugit prin spate, pe la depo, de Palatul Victoriei. Să nu zici că el a rămas în gard ca Rostogol din 101, da, nu puteau să... Nu putea să sară. L-au împins pe piștii de fund. Ai sus! Ai sus! Și Rostogol. Ig Nobelul pentru medicină. Cercetătorul Olcay Cembulut. Olcay Cembulut. Cred că e turc. Da. Și colegilor săi, care au demonstrat că orgasmele pot fi la fel de eficiente ca picăturile de nas în descongestionarea căilor respiratorii. Nu m-aș fi gândit. Da. Ci, uite, eu am... Deci, ți-ai luat picături? Da, eu am picături, uite. Scos picăturile și te uiți. Dar înțeles. De ce folosești metode chimice? Numai, dar de ce e picături la tine? Nu mai ești sigur pe tine? Da, domnul Luca. Luca e foarte serios. Ce Luca are nasul de spundat. Olgeai și colegii săi au găsit subiecti mucioși. Dispuși să participe la experiment. Hai. Da. Și în fundat. Da. Adică, bă, te rog eu frumos. Hai, când ești în fundat. Dezbracă-te, te rog acum. Da. Dezbracă-te că nu mai pot să respir. Da. Mi s-au uscat buzele. Crăvește-te că nu mai pot. Ig Nobelul pentru pace. Pentru Ethan Beseris și colegii, care au testat ipoteza că oamenii au dezvoltat păr facial ca să se protejeze de pumnii luați în față. Sau în alte părți ale corpului. Da. Deci mie nu mi s-a părut că ajută niciodată, adică... Mă scuzați. Pentru implicații. Se mai epilează fotbaliștii? Da. Aia e pentru masaj, Vlad. Pentru masaj. Da, am înțeles. Și pentru... Iar s-a făcut serios. Da. Gata, mă. Hai, zic cu masaj. Premiul pentru fizică lui Alessandru Corbeta și colegilor, care au făcut experimente ca să înțeleagă de ce pietonii de pe o stradă aglomerată nu se ciocnesc mai mult unii de ceilalți. Și logic. Da. Bă, deci dacă te duci la obor, să zicem, spre mici, da, e multă lume acolo. Mă, nu te izbești de alții. Spre mici se cam izbesc. Nu e cel mai bun exemplu. Nu, te ferești. Pac, nu? Da. Avem ca o aură. Cercetare. Da, un câmp de forță. Un magnetic care ne face să... Care eu am... Un câmp magnetic care sfârâie. Da. Eu am deja un câmp, cum să spun, am un câmp aici, în jurul buricului. Ăla se cheamă sumo deja la tine. Eu am pățit asta acum niște ani, am fost la Hong Kong și prima oară când am traversat strada acolo, am crezut că o să mor călcat în picioare. Deci când vine aia spre tine, sentimentul are idiot, știi? Când vine o coardă spre tine, așa, și zici, eu cum o să trec? Cum o să trec? Dar treci cumva. Eu mă simțeam... Că e interesant studiul ăsta. Da. În țările astea asiatice super aglomerate, tu ești mai scund. Eu sunt cu un cap peste ei. Și mă simt ca, știi cum, la torenți, când vezi viiturile, mai rămâne câte un, stâlp de telegraf strâmb, așa, cât o să rezist. Dar avem așa, premiul Ig Nobel pentru kinetică, deși alta a fost pentru fizică, da, pentru kinetică lui
și stau și mroaca mie. Și colegilor care au făcut experimente ca să înțeleagă de ce pietonii se ciocnesc totuși uneori unii de ceilalți. Ăștia doi sunt niște idioti. Ăștia nu se cunosc, îți dai seama că a fost... Nu se cunosc, dai și în gură. Crezi că e Corbeta pe mână cu Murakami? Au vorbit să... Așa, Ig Nobelul pentru transport lui Robin Radcliffe și colegilor, care au verificat dacă e mai bine ca rinocerii să fie transportați aerien cu capul în jos și picioarele în sus sau nu. Săracii rinocerii. Mai... Ce? Dar cum te-ai fi lăsat? Cine, rinocerii? Asociațiile de protecție animalelor. Ia stai, șefule, unde e tu, știu, rinocerul ăsta răsturnat? Au folosit o duzină de rinoceri. Rinocerii mai sunt transportați din motive care îmi scapă, de colo-colo în Africa, cu elicopterul și apucă de picioare și ridică. Și ăștia au verificat dacă mi-e bine așa sau din potrivă să-i pună în ham. Da. Primesc mesaje de la ascultători că e mai bine cu capul în jos la rinocer. Nu știm de ce. Dar e mai bine. E mai bine. S-a verificat. Mai avem unul, asta o să-i placă mult lui Zaf, care e scârbos așa de felul lui. Premiul Ig Nobel pentru ecologie. Leila Sattari și colegii care au folosit analize genetice sofisticate ca să identifice și să clasifice diferitele specii de bacterii care pot fi găsite în ghemotoacele de gumă de mestecat, mestecată și scuipată pe trotoare în diferite țări. Da, o fi studiat mult. Da, fiecare țară cu cultura ei de bacterii. Ori avea și buget pentru deplasări, adică unii le dau bani. Șeful, trebuie să mă duc un pic în Europa să caut niște gumă de mestecat, că e diferență mare de la o țară. Eu aș vedea să mergem în Indonezia să studiem gumea de mestecat de pe plajă, în Thailanda, guma de mestecat de pe plajă, așa mai departe. A pornit o melodie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.